Pandurii nu se descurcă deloc la Mediaș. Aseară au pierdut pentru a patra oară acolo din tot atât de deplasări. Frăsinescu și Lazar au dus repede scorul la 2-0, dar golurile lui Lemnaru și Ibeh au readus egalitatea. Pandurii au mai încasat însă un gol de la Vitinho și în ciuda faptului că au avut un om în plus timp de 15 minute după eliminarea lui, Frăsinescu nu au mai avut puterea să înscrie. A fost un meci nebun, cu un început foarte bun al gazdelor, care păreau că au tranșat deja meciul în favoarea lor după primele minute, dar am avut tăria să revenim de la 2-0, am avut chiar situații bune și la 2-0, nu ne-am retras, am crezut în forța noastră, am reușit să egalăm, din păcate, în neatenție, ne-a costat iarăși primirea unui gol care a fost până la urmă decisiv. Gazul a luat astfel o gură mare de oxigen în lupta pentru evitarea retrogradării, în timp ce Pandurii au mai bifat încă un eșec în deplasări. Cred că cei de la Gazmetan au fost mai pragmatici decât noi. Nu știu, pot să fac o comparație acum la Cald. Au fost mai buni, am fost noi mai buni. Ei au fost până la urmă cei învingători și până la urmă meritele le au învingătorii de obicei. Meciul a avut parte de două penaltiuri acordate de centralul Teo Crăciunescu, dar și un gol decisiv validat la limită de tușierul Cristi Nica. Nu asta l-a deranjat însă pe Grigoraș, ci maniera de arbitraj a fiului șefului arbitrilor. Cred că a fost un joc care nu merita atâtea întreruperi și până la urmă e un joc bărbătesc. Trebuie disputat între bărbați, nu între femei. Nu este nici măcar basket ca la fiecare atingere să se dicteze contra sau pro faulturi. Pandurii au ajuns astfel la 6 eșecuri în deplasări și rămân doar cu victoriile de la Steaua și Mioveni.